Bă, în cei 2 ani de când spun povești pe YouTube, am fost întrebat de sute de ori, fie în comentarii, fie pe Instagram, ba chiar și prin e-mail. Bă, Jimmy, dar cum faci poveștile? Jimmy, dar cu ce editezi? Jimmy, dar ce aplicație folosești? Jimmy, cum fac și eu să devin faimos pe YouTube? Jimmy, vrei să te căsătorești cu mine? Ok, pe ultima am primit-o o singură dată, dar tipa voia să mă ia în Italia și să mă plătească cu 2000 de euro pe săptămână. Inițial am zis că l-am prins pe miezul de un picior, dar apoi am văzut că are 16 ani, așa că nu i-am răspuns. Totuși, dacă vezi clipul ăsta, revin-o, te rog, când faci 18 și discutăm atunci. Nu, și pentru că m-am săturat să tot răspund individual la întrebările astea, m-am gândit să fac un clip în care să explic pentru toată lumea cum se naște o poveste sau cum ajunge de la mine din cap pe ecranul telefonului tău. Așa că de acum încolo, când cineva mă întreabă, Jimmy, dar cu ce editezi? O să-i răspund scurt cu un link către clipul ăsta. Deci, în primul rând, echipament, ce am, ce folosesc, de ce ai nevoie ca să spui povești pe YouTube? Păi, în primul rând, am un calculator, făcut de mine acum vreo 3 ani de Black Friday, nu e cine știe ce, dar și-a făcut treaba până acum. Dacă ești interesat de specificații, are o placă video Nvidia GeForce 1060 și un procesor i5 nu știu de care. Și bineînțeles, recent băieții de la Asus m-au cinstit cu laptopul ZenBook Pro Duo, care e rachetă pe lângă calculatorul meu, așa că ultimele povești le-am făcut pe laptop, mai ales că poți și să desenezi pe el, 2-in-1, ca NES-ul. Și cât a devenit vorba de desenat, am și o tabletă grafică, care, după cum bine știți, e de la Huyan, mă rog, de la chinezi. Pentru înregistrat folosesc un microfon Rode NT-USB, nu știu prea multe despre microfoane, dar e USB, îl iau, îl bag în calculator, merge, se aude, perfect. 2. Programe. Folosesc Adobe Illustrator pentru realizarea imaginilor, programul ăsta costă în jur de 30 de dolari pe lună, mă rog, nu doar ăsta, toate programele de la Adobe, pe care evident că nu le folosesc. În schimb folosesc Autodesk Sketchbook dacă vreau să desenez ceva, ăsta e Mocha și nu sunt eu vreun desenator, dar programul e blană dacă te obișnuiești cu el. Pentru înregistrare, Audacity e programul pe care îl folosesc încă de când m-am apucat de YouTube și în plus e gratis. Iar pentru realizarea videoclipului final folosesc Sony Vegas, care e tot Mocha, dacă știi unde să-l cauți. Mă rog, plănuiesc să trec la Adobe Premiere Pro, pe care oricum îl plătesc, dar până acum mi-a fost lene să mă obișnuiesc cu el. Și cam astea sunt toate programele. Mă rog, ar mai fi Microsoft Word, unde scriu povestea, dar presupun că un program pentru scris text are toată lumea pe calculator. Acum, ca în lămurii ce folosesc, cum se naște o poveste și cum ajunge ea pe YouTube? Păi, pe evident, tot începe cu o amintire, fie o prostie pe care am făcut-o la școală, la facultate, în copilărie, fie o experiență plăcută sau neplăcută prin care am trecut, poate fi orice. În momentul în care mi-aduc aminte ceva ce cred eu că merită să vă spun, mă așez la calculator sau mai nou îmi iau laptopul în brațe și mă apuc să scriu. Inițial scriu povestea așa cum eu amintesc, dar evident uneori am momente când nu sunt foarte sigur de cum s-au întâmplat anumite lucruri, mai ales dacă, nu știu, spun o poveste din copilărie. Caz în care pun mâna pe telefon și sunt persoanele care ar putea să mă ajute. Alo, bă, pulărie, mai știi, bă, când ne-a prins neabejleagă la el în Cireș? Când, bă, când i-ai dat tu un cot în gură de umflat ochiul? Da, mă, atunci, știi că prima dată ai sărit tu din Cireș și te-a prins moș beșleag? Cum dracu te-a prins, bă? Bă, să dea dracu, dacă știu, am sărit în Cireș, am dat să fug, dar dintr-o dată m-a tras ceva de tricou, am zis că m-am agățat în copac. Dacă încolo, beșleagă mă trăgea de guler. A, deci de guler te-a luat, că nu eram sigur. Da, bă, de guler al dracu moș și apoi a început să-mi toarne capace. Ți-o dat-o bine, a? Bă, să-mi fi dat vreo 3 scartoafe. Nu, și uite așa, fie singur, fie cu ajutorul lui Jixi, pălărie, vijai sau ce mai lua parte la povestea respectivă, ajung la varianta finală a poveștii. Moment în care mă apuc să înregistrez, lucru care mi-a undeva la 20-30 de minute în funcție de cât de lungă e povestea și cât de mult mă bâlbâi. Pentru înregistrare, așa cum am spus, folosesc Audacity. E un program destul de simplu și ușor de utilizat, apeși butonul roșu să începi înregistrarea, butonul galben când ai terminat. În fine, după ce termin de înregistrat toată povestea și eventual de șters toate bâlbele, hai că am zis-o din prima, rămân cu un fișier audio care conține povestea cap-coadă. Acum, uneori când înregistrez, am momente când vorbesc mai tare, alteori mai încet, uneori țip după Jixi, Jixi, bă, Jixi. Așa că pentru a aduce tot sunetul la același nivel, folosesc un mini program care se numește Levelator sau Levelator. E probabil cel mai simplu program posibil, pur și simplu iei fișierul audio, îl tragi în program, aștepți un minut și poc, programul îți vomită un alt fișier audio cu tot sunetul frumos la același nivel. Acum, că am terminat cu partea audio, urmează să trec la partea de editare, sau animație, cum ar numi-o unii. Eu nu pot să numesc animație pentru că ar fi o jignire față de cei care fac cu adevărat animații.
Tot ce fac eu e să creez în Adobe Illustrator imagini pentru fiecare scenă. Vreau să fac un personaj să meargă de la stânga la dreapta, fac, nu știu, 20 de imagini, aceeași imagine, doar că personajul e mutat ușor spre dreapta. În final, pentru o poveste de 10 minute, ajung să fac cam 300 de imagini. Practic, cam așa arată tot videoclipul înainte să fie montat. 300 de imagini salvate într-un folder. Practic, asta e partea care mănâncă cel mai mult timp, până să ajung să am toate imaginile astea salvate. Că le am pe toate, deschid programul ăsta Sony Vegas, arunc acolo toate cele 300 de imagini împreună cu fișierul audio cu povestea înregistrată și apoi mă apuc să sincronizez fiecare imagine după ureche, adică după sunet, adică după poveste. Simplu, nu? Adică, practic, setez cât de mult să stea o imagine pe ecran până trece la următoarea, și apoi la următoarea, și apoi la următoarea, și tot așa. De când cu laptopul de la Asus, partea asta a devenit ceva mai ușoară, pentru că, având două ecrane, pot să mă organizez ceva mai bine programul de editat. După ce termin de sincronizat și așezat fiecare imagine, tot ce mai am de făcut e să adaug melodia de fundal și câteva efecte sonore, nu știu, un câine care latră, un bocanc în gură dacă-i cazul, și orice altceva în funcție de poveste. Când totul e gata și am urmărit clipul final de cel puțin 5 ori, să fiu sigur că n-am ratat nimic, nu mai rămâne altceva de făcut decât să-l export. Asta durează cam jumătate de oră, o oră, și apoi tot ce mai am de făcut e... Boom! Bam! Ba! Ba-ra-ba! Boom! Pow! Nu și în mare, cam așa se naște o poveste. E cel mai simplu sau cel mai practic mod în care poți face un clip de genul ăsta? Probabil că nu, dar pur și simplu așa-l fac eu. Sper că am ajutat pe cineva cu clipul ăsta sau măcar v-am satisfăcut curiozitatea. Vă las în descriere link-uri către toate echipamentele și programele pe care le folosesc eu, dacă cumva vreți să le găsiți mai ușor, și astea fiind spuse, de acum încolo, dacă vedeți pe cineva prin comentarii care mă întreabă: "Bă Jimmy, dar ce program folosești? Bă Jimmy, dar cu ce editezi? Bă Jimmy, ce laptop ai?" Băgați acolo frumos un link către clipul ăsta. Cheers! We'll be right back.